Legumicultorii au traversat un an dificil, având în vedere fenomenele meteorologice, căldura în exces, înghețurile din primăvară și seceta de la finalul sezonului. Cu toate acestea, roșiile nu au scăzut sub 5 lei în piață, iar cartofii au urcat la 4 lei pe kilogram. Cum vi se par prețurile? Ca mărișoare. Iperate, dublate, triplate. La pensiile noastre e greu. Când e vârful cel mai mare de legume foarte mult, atunci cumpărăm. Toate s-au scumpit acum. Noi ce să spunem? Să spunem că dacă s-a scumpit și carnea, s-a scumpit și totul, omul ce să facă aici în piață? Da, cartofii cum vi s-au părut în acest an? Au fost scumpi, adevărat. La o pensie de care am eu de 11 milioane, deci vă dați seama cam cum e, da? Cumpărăm și noi câte puțin. Copiii mei pleacă zilele astea, pleacă pe la Buzău să cumpere, că aici nu te poți apropia de ele. Deci sunt scumpe. Da. Toate sunt, cum să spun, sunt soiuri proaste. Românii n-au vrut să ia soiuri decât din astea. Probabil că astea-i vremurile, astea sunt vremurile. Adică n-au gust? N-au niciun gust. N-au niciun gust. Și cu cât le-ați luat? Roșiile? Da. Păi acum asta e prețul, 18 lei sau câte, 10 lei, 9 lei, dar eu nu cumpăr cu așa ceva. Iau cu de 6 lei, kilogramul maxim 6 lei dacă mi-au niște roșii. Dar la 3 roșii care mi-au eu, îmi permis să-mi iau, chiar dacă e și la 10 lei. Îmi permis să iau niște roșii să mănânc ca lumea, da. Eu merg în general pe supermarket. Acolo îmi place pentru că dacă merg aici să aleg 3 mere, ăla îmi dă cu tasul în cap, că spune ce să aleg, că îmi pune ce vrea el. Și eu nu vreau așa ceva. Cum vi se par prețurile? Hiperate. Mai devreme au fost mai bune, dar acum văd că au luat. Da, domnul? Altor razna așa. S-a răcit vremea și deja au crescut toate prețurile. Da, 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 da. Nu mai este vârf de sezon să fie ieftine legumele. Da, da, da. Asta e, da. Cartofi ați cumpărat? Încă nu. Dar peste vară cum a fost prețul? Tot așa. Cam tot așa a fost prețul, tot scump a fost. Patru, de prețul, doamna? De cartofi, da. 4-5 lei, asta a fost prețul. Da, sunteți mulțumită de gust, măcar? Da, la roșii nu prea ne-am bucurat și la pepeni. Pepenii nu au fost de calitate așa bun, nu știu ce-au mai venit și din afară. Și chiar dacă am mâncat de 3 ori ceva bun așa, în rest au zis că de bulen, că sunt, dar nu, nu au fost bun. Pepeni nu. Și roșiile? A fost la început și după aia, iar. Fără gust. Fără, da. Da, cum da. Vă duc camerele? Cam asta. Și cum vi s-au părut prețurile? Să spunem așa, acceptabile totuși. Când sunt pensiile cum sunt și salariile cum sunt. Dar dacă luăm în considerație și munca și investiția țăranului care este, n-ar fi chiar atât de scumpe. Zahărul și cartofii se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În luna iulie acestui an, prețul zahărului a fost cu 52% mai mare comparativ cu iulie 2022. Cel al cartofilor a urcat cu 37%. Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 9,5% în iulie față de iunie 2023. În bazinul legumicol Lungulețul din județul Dâmbovița, în fiecare toamnă, cultivatorii trag linie și fac bilanțul. I-am întâlnit în piața de gros, în așteptarea cumpărătorilor care, din păcate, lipsesc. Sunteți producător. Producător de legume, țelină, morcov, varză, dovlecel. Și de câte zile sunteți aici în piață? Sunt cam de 20 de zile. De 20 de zile. Cum e piața? Cum sunt cumpărătorii? În 20 de zile n-au fost 2 zile să se vândă marfa. Rămânem cu ea pe stoc. Ce se întâmplă, de ce nu se vinde, nu știm. Anul trecut s-au vândut în plin, dar ce marfa aveam acum, o dădeam în 2 zile. A venit o doamnă ieri să cumpere produse de aici și n-a luat decât o țelină și 2 kg de morcov, că a zis că nu are bani. Eu cred că din cauza asta. Mulți pensionari care consumă legumele astea nu au bani să ia. Ce se întâmplă nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. I-am dat la un comerciant un sac de morcov și a zis că a stat cu 3 zile cu el pe tarabă. Nu s-a vândut. Dacă a fost și căldură, el s-a mai muiat și l-a aruncat. Singur
singura legumă pe care au reușit să o vândă încă de la momentul recoltării a fost cartoful. Cererea a fost mare, atât pe piețele interne cât și pe cele externe. Prețul a fost unul corect și fermierii sunt mulțumiți, mai ales că vând în grou și sunt plătiți pe loc. Cartoful s-a vândut bine anul ăsta, deci sunt agricultor de 30 de ani, dacă anul ăsta bine și producție și preț, n-a fost niciodată. A fost bine, de la 1,50 lei la 2 lei. Și acum... și în continuare se vinde tot așa, 1,50 lei, 2 lei. Pentru că cartoful e mâncarea de bază. Să pune și în ciorbă, și la tocană, și la piure, pe ăsta îl mănâncă și bogatul și săracul. Aveți mulți cartofi? Au fost, le-am vândut. Acum suntem la recolta a doua, varză, morcov și dovleh. În câmp, cum s-a comportat cartoful? Cum a fost cu seceta asta? Avem mijloace de instalație de udat, de irigat. Am investit bani mulți și când investești o sumă de bani în cartofi, trebuie să-ți dai interesul să irigi. Și de-aia s-au făcut. S-a nimerit și sămânța bună de unde am luat noi de la Covazna. Și s-a făcut cantitate. Eu unul personal și cu ce mai știu eu, vecini și prieteni s-au făcut. Deci sunteți mulțumiți? Da, de cartofi suntem mulțumiți. Dacă nu era cartoful, n-aveam de ce trăi. Și cumpărătorul ce fel de cartof caută? Ăla mai mare, mai mic, mai cum? Potrivit, nu. Dar de obicei marfa mare să caută. Pentru că cine o curăță, să curețe mai repede doi cartofi. Și mare, el are și mai gust decât îl mic. Cultivați tot soi din ăsta care se face mare? Da, păi soiurile se fac toate mari, dar în funcție de îngrijire. Trebuie să-i bagi alimentație destulă, adică complex, apă, substanțe de mană bune. Deci sunteți mulțumiți de cartof, ca nu s-a niciodată. Dar în general, dacă iei sămânță bună, facem. Că acolo, dacă n-ai sămânță bună să pui în pământ, nu faci producție. Dar câteodată mai ne înșeală. Din 10 tone care luăm, 2 nu prea sunt bune. Le-am pus și cu sapa și cu parul. Acum avem mașini performante care merge cu tractorul și nu mai e să stai să pui la un pogon cum puneam 3 zile. Acum 3 hectare le pui într-o zi. Și avem randament pentru că dacă pui repede și mult, nu mai pierzi timpul. Și acum sunt tehnologiile astea mari cu instalațiile de udat care nici nu mai depunem efort mare. Îi zice, nu știu, tun îi zicem noi, nu știu cum se numește el științific, și udă 3 hectare într-o zi. Ce ne mai omoară acum pe noi, că dacă n-am mai dat precipitații, a scăzut nivelul de apă și ne chinuim. Că înainte era la 6-7 metri, acum s-a dus la 8-10 metri. Și trebuie să ai scule performante, adică motopompele bune, ca să tragă de la distanța aceea. E greu. O să renunțe la multe terenuri, că de ce să te duci la, cum zicem noi, 5.000 de metri să consum timp, bani și să nu poți să irigi. Și ăla o să rămâie pârloagă. Păi dacă nu e apă, n-ai de un... Și cu ce să faci cartofi? Că la cartofi trebuie 4 irigări pe sezon. Și în afară de apă, ce v-ar trebui să vă meargă mai bine? Păi motorina să nu mai fie 8 lei. Benzina, iar cu benzină noi facem cartoful, că motopompele astea unele merg cu benzină, unele cu motorină. La 7 lei 50 îți trebuie la un hectar 30 de litri, o groază de bani. Și nu te duci odată, te duci de 3-4 ori dacă nu plouă. Astea ar trebui, dar subvenții, păi îți dă 250 de euro la hectar, ce să faci cu atât? Atât îți dă, 250 de euro, adică 10 milioane, cum zicem noi, 1000 de lei. Ce să iei? Să irici de două ori, poate. Sămânța am luat acum cu 2,50 lei kilogramul. Îngrășămintea s-a mai ținut față de anul trecut. Am luat-o la tonă 40 de milioane și acum s-a redus la jumătate. Aici suntem mulțumiți. Pentru cultura de cartofi, ajutorul de minimis în țara noastră este în cuantum de 200 de euro la hectar. Sprijinul se acordă pentru cartoful de consum, iar producția minimă care trebuie obținută este de 15 tone la hectar, din care o cantitate de 6 tone la hectar trebuie valorificată cu acte până cel târziu pe 17 noiembrie. La acest moment, lungulețul a terminat cu recoltatul 90%, mai sunt puțini fermieri care mai au cartofi de recoltat. În primăvara anului 2023 am avut o recoltă bună, iar prețurile au fost satisfăcătoare pentru noi fermierii anul acesta. Pe piață era foarte scump cartoful la acel moment. Cum este acum? Care este diferența? În primăvara anului acesta, îngrășămintele care ne sunt
de folos pentru a face producțiile bune au fost extrem de scumpe. La momentul acesta piața s-a mai reglat, dar noi producând cu costuri foarte scumpe a trebuit să ne scoatem banii și să avem un mic profit. Dar, per total, suntem mulțumiți la recolta de primăvară. Și acum, la recolta de toamnă? La recolta de toamnă, cum v-am precizat, suntem aproape finalizați cu recoltarea. Avem producții bune și prețuri bune. Da, cartoful cu cât se vinde acum? Cartoful acum la noi în piață se vinde de la 2 lei în sus, puțin sus peste 2 lei. Și prețul de producție al kilogramului de cartof cât este? Chiar nu am făcut o socoteală, dar sigur depășește 50% din, cu siguranță mai mult de 50% din prețul acesta de 2,2, să spunem. Și acoperă cultivatorul investiția? Anul acesta, cum am precizat, da, a fost un an bun pentru noi la cartofi. Sperăm și la celelalte culturi să avem un preț bun. Chiar în condițiile astea climatice dificile, un an secetos, cultivatorul a trebuit să irige? Da. N-am precizat de irigații, am scos din evidență îngrășămide, dar și irigațiile sunt tot atât de importante ca și costuri și să facem producții. Irigăm și astăzi, când suntem aici, tot câmpul e plin de irigații pentru varza de toamnă, morcov și tot ce mai avem noi. Vreau să precizez un lucru, că tot ce produce lungulețul, în special anul acesta, produce și cu o fertilizare cu îngrășământ natural, gâneți și bălegar natural, datorită faptului că îngrășămintele au fost extrem de scumpe. Anul acesta, după estimările noastre, peste 60% au fost fertilizați cu gâneați de pasăre și îngrășământ de animale. Avem o recoltă bună și foarte gustoasă. Ce le-ar trebui legumicultorilor pentru a le merge mai bine? Lor le trebuie întotdeauna, că muncesc din greu și avem speranțe că vom primi fonduri. Comuna noastră a absorbit fonduri în anii precedenți și toată lumea din discuțiile care le-am avut cu fermierii așteaptă subvențiile de toate tipurile fondurilor europene, la micii fermieri, la mari fermieri. Îmi spunea cineva de aici din piață că în ultimele zile nu prea au fost cumpărători. Oare de ce? Da, este adevărat. Am observat că urmăresc treaba aceasta. Posibil și timpul este un vânt de nedescris. În câmp oamenii mai greu ajung. Nu ne explicăm, dar noi așteptăm cumpărătorii și, ce să vă spun, o să vină cu siguranță. În mai multe zone ale țării noastre, cultivarea cartofilor a început să nu mai fie profitabilă, fiind influențată puternic de condițiile climatice. În județul Harghita, de exemplu, seceta de la finalul verii a pus bețe în roate fermierilor la recoltarea mecanizată a cartofilor. Agricultorii dâmbovițeni nu s-au confruntat cu această problemă, dar prețurile mici îi nemulțumesc și pe aceștia, deoarece abia acoperă costurile de producție. Sunteți cultivatoare, producătoare de legume, da? Producătoare de legume, da. De câți ani lucrați în acest domeniu? De 30 de ani. Ne aflăm aici între două grămezi de cartofi, o grămadă de cartofi albi și o grămadă de cartofi roșii. Ce caută mai mult românul? Cred că ambele. Dar care e mai bun? Eu cred că amândouă. Cartofii de lungulețu sunt buni. Cum a fost prețul cartofului în acest an? A fost rezonabil, cât de cât rezonabil. Dar costurile nu se poate acoperi. Asta voiam să vă întreb, ce a însemnat producția și cât acoperă costul? Nu cred că acoperă. Dacă facem socoteala, sigur nouă nu ne dă cu virgulă. Păi de ce? Fiindcă toate cele s-au scumpit, începând de la motorină, pesticide, insecticide, toate s-au scumpit. Și noi nu putem să ne acoperim costurile. Nu vă mai spunem și ziua de muncă. Ziua de muncă este 200 de lei, plus mâncare, băutură. Și dacă facem socoteala, sigur ne dă cu virgulă. Ce suprafață aveți? 20 de hectare. O suprafață mare, importantă. Da, da, da. Cu câți oameni lucrați aceasta? Nu pot să vă spun acum estimativ, dar destul de mulți. Sunt zilieri, atunci când avem nevoie, atunci luăm să lucrăm cu ei. Și sămânța de unde ați luat-o? De la Brașov și Olanda. Care e mai bună?
Olanda. Și calitate și producție. Și cartoful pe care l-ați obținut din sămânță din Olanda se vinde mai scump decât cartoful din sămânță? Se vinde mai scump. Nu, nu se face diferența. La vânzare nu se face diferența decât calitate și producție. Atât. Doar pentru noi asta, dar nu, nu se plătește mai scump. Și aș vrea să vă întreb cu cât ați dat cartoful? Am început de la 1,40 lei până la 1,80 lei. Și cumpărătorii? Au fost destul. Și acum că se plângeau niște colegi de-ai dumneavoastră că nu prea sunt cumpărători. Acum nu sunt cumpărători. Legumele care le vedeți aici în piață nu au nici preț, da? Și nici nu se vinde. Probabil că, eu știu, oamenii nu mai mănâncă legume din piață și mănâncă din supermarket. Prețul în supermarket este dublu față de prețul dublu. Este dublu, într-adevăr. Dar omul din supermarket poate să-și aleagă, da? Aici poate să ne refuze la prețurile care le avem și prețuri destul de mici. Și vi s-a întâmplat să vă refuze? Sigur, sigur că da. Noi ne rugăm de ei să ne ia marfa ieftină. Și nu o vor? Și nu o vor, da. Nu știm motivul. Noi de când suntem aici nu am văzut clienți. Da, păi nu sunt. De exemplu, eu am fost 2 zile cu 2 tone de conopidă și la un moment dat a trebuit să o duc, să o arunc, da, la gunoi, că nu mi-a luat-o nimeni. Și am început cu un preț de 1,50 lei și am cerut 50 de bani și nici cu 50 de bani n-am avut cui să o dau. Și nu numai, tot ce este aici nu este cerință. Ce v-ar trebui să vă meargă mai bine? Ce ne-ar trebui? Ne-ar trebui multe, dar nu știu dacă are cine să ne ajute. Oricum, eu am o cooperativă agricolă și am încercat să fac o piață de desfacere, dar este foarte greu la noi aici. Și fiind o cooperativă trebuie să fie asociat. Atunci asociatul nostru din cooperativă nu este de acord cu ceea ce este în piață. El vrea să vândă cu un preț, eu vreau să vând cu un alt preț și atunci concluzia este că nu cădem la o înțelegere. Cred că sunteți printre puținii care au cooperativă. Sunt înființate în Comuna Lungulețu 6 cooperative agricole, 5 membri, dintre care avem 17 asociați până în 30 de ani. Deci noi știm să muncim, dar nu avem cui să-i vindem marfa. Și nu ne mai gândim la preț când ne gândim să o vindem, să nu trebuiască să o aruncăm la gunoi. Din partea statului, ce v-ar trebui? O piață de desfacere care se poate să ne ajute să ne vindem marfa, chiar și aici în comună, să ne pună niște prețuri fixe, ziua și preț, ca să putem să vindem marfa. De exemplu, noi luăm cartofi de la Brașov. Când luăm cartofi de la Brașov, indiferent la ce fermier ne ducem, ne spune același preț. Pe când la noi nu este așa. Dacă eu țin la preț, dau 2 lei conopida și mergem mai departe, omul dacă vede că e marfă perisabilă și se strică, neapărat trebuie să dea cu un preț mai mic. Poate ne mai aude și cineva din țara asta care poate să ne ajute. V-am zis, noi muncim foarte mult, dar nu avem cui vinde marfa. Deci asta e problema cea mai gravă la noi aici. Mulți dintre ei spun gata, de la anul renunțăm la culturi, însă meseria aceasta o au în sânge și dragostea de pământ îi determină să o ia de la capăt, dar au nevoie de puțină încurajare din partea statului și a noastră, a consumatorilor. Prețurile au fost bune în acest an, dar cheltuielile au fost și ele mari. În plus, trebuie să-și achite împrumuturile făcute pentru a duce fermele mai departe. Cartoful este mâncarea de bază a românului. El este cumva echivalent cu pâinea, nu-i așa? Da, într-adevăr așa este. Este singura cultură, după părerea mea, care se vinde cel mai mult pe tot parcursul anului. Dar prețul cartofului care este în acest an? A fost un preț bun, măricel, chiar foarte bun, dar ar fi bine să fie tot timpul așa, dar de multe ori nu se întâmplă. Anul ăsta suntem foarte mulțumiți de producție, un an foarte bun pentru cartofi, pentru producători, un an bun financiar vorbind. Cu cât s-a dat? Prețul a fost între 1,50 lei și chiar 2 lei. Așa, o medie cam 1,70 lei, 1,80 lei, depinde de calitate, deci prețul e diferă. Și bineînțeles de zile, dacă cererea este mai mare, prețul urcă. Și prețul dumneavoastră de producție? Vă acoperiți cheltuielile? Da, anul ăsta da. Dar cred că totul pentru a avea o cultură de succes, totul pornește de la sămânță, nu-i așa? Cu cât sămânța e mai bună, cu atât calitatea și cantitatea este mult mai bună. Bine, acum depinde de soiuri. Sunt anumite soiuri de cartofi care dau o cantitate foarte mare, dar o calitate a gustului mai puțin bună.
Acum fiecare om se orientează și pune să bage o sumă de bani să scoată cât mai mult. De-aia orice cultură care se pune trebuie să dea cantitate foarte mare ca să fie profitabilă, dar în detrimentul gustului. Și cred că mai depinde și de preferința consumatorului. Consumatorul în România, știm cu toții, cumpără cu ochiul. Deci cumpără un cartof mare. E bun cartoful ăla mare? De multe ori poate să fie bun. Nu pot să spun că cartofii mari nu sunt buni, dar totul pleacă de la soiul cartofului. De exemplu, este un soi de cartof care este adus din Olanda, un gust foarte bun și la prăjit și la fiert. Pe care dumneavoastră îl cultivați? Cultiv, da. Și marea majoritate din comuna noastră îl cultivă și l-au cultivat, dar în ultimii ani sămânța mai bună a fost adusă din Olanda, adică în general este adus din Olanda, că sămânța luată de la Brașov, de exemplu, nu are atâta eficacitate, adică să-ți dea cantități atât de bune. Și olandezul, deci întotdeauna are prețul mare, nu contează că e cartof pe piață, că nu e. Pot să spun, în unii ani când este un preț acceptabil la Brașov, ăsta are prețul dublu. Din cauza asta nu este chiar atât de cumpărat de lume. Deci este vorba de bani, de preț. Da? Și aveți cumpărători pentru el? Da, am cumpărători. Am un comerciant care cumpără și duce către magazine și restaurante. Prefer să am un client, doi ai mei, care să vină, să nu mai pierd timpul, să vin la piață. Dar nu este regulă. De exemplu, dacă vin cu acei cartofi și vin alți clienți, nu-i cunoaște, poate să-mi dea mai puțin decât se cere pe un cartof cu un gust mai prost. Dar ce v-ar trebui să vă meargă mai bine? Mai multă implicare din partea statului, adică, bine, nu pot să spun, s-au mai dat subvenții, s-au mai luat fonduri europene, dar să fie puțin mai simplificat. Omul e de rând, omul aici știe să muncească, îi trebuie simplitate, nu îi trebuie să fie o birocrație atât de stufoasă, să alerge de colo-colo, că să sperie și nu mai accesează, pur și simplu. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine. Nu am spus să vină oricine să ia fonduri europene, pe nimic să-i se dea oricui. Dar puțin mai simplu, puțin mai ajutat, că aici toată lumea muncește din zi până în noapte și cred că în următorii, nu exagerez, 50 ani de zile o provocare va fi să mai facem marfă, pentru că este, după cum vezi și dumneavoastră, un dezastru ecologic. Cu atâta secetă s-au tăiat pădurile și pur și simplu clima s-a schimbat. De când am plantat varza anul ăsta, nu a venit o ploaie bună pe o perioadă de 3 luni de zile, vă dați seama? Păi, acum 20 de ani, acum 15 ani, pot să spun, păi nu era la 2-3 săptămâni, e mult să nu vină o ploaie bună. Apa s-a cam dus din sol, noi tragem cu pompe, cheltuim foarte mulți bani să irigăm, dar e bine că a fost apă, nu este o problemă că cheltuim, că îi scoatem, dar problema este că cât va mai ține această pânză freatică. Dar asta este. Sunt multe probleme de discutat. Se mai plângea cineva de aici, din târg, puțin mai devreme, că nu prea sunt cumpărători. Într-adevăr, nu sunt. Dar problema e că, vedeți dumneavoastră, în luna asta, la sfârșit de septembrie, îți luai geaca pe tine, înghețai de frig. Acum poți să pleci la mare. Nu prea sunt cumpărători, că e marfa de sezon, care este conopidă, varză, varză roșie, varză albă. Nu prea, lumea probabil nu bagă murături sau varză la acrid în cauza căldurii. Dar asta e, trebuie să ne adaptăm, nu știu, într-un fel. Pe anii viitori învățăm din greșeli, plantăm poate puțin mai târziu. Până nu pierzi, până nu greșești, nu ai cum să-ți dai seama. Da, în prima fază când au apărut cartofii noi, toată lumea zicea că este un boom. Erau la un preț foarte mare. De ce s-a întâmplat asta? Probabil costurile de producție și cantitățile mult mai mici. Plus că îngrășămintele s-au scumpit și toate. Totul este foarte scump. Păi eu cred că de asta nici nu prea sunt cumpărători. Posibil. Dar paradoxul este că aici prețul e mic, de exemplu, în momentul de față, și la piață este foarte mare. Asta este problema. Deci pe traseu, plecând de la dumneavoastră, de la producători, până ajunge la clientul final. Exact. Mai trece printr-o mână, două chiar. Adică două mâini. De exemplu, este angrosistul care le-a de aici, care ia marfa din piață, și pe urmă este omul cu taraba, care la rândul lui aia de la angrosist și își pune un adaos. Dar la tarabă, din câte am văzut, prețuri foarte mari, nu mai sunt țărani, sunt negustori, pot să spun. Ori mai fi și țărani, dar foarte puțin. Și nu contează că aici, de exemplu, la data asta conopii dau un leu și la ei e 3 lei sau 5 lei, nu interesează că o ia cu un leu. Și o ține și mă gândesc că poate dacă ar fi un preț mai mic,
omul ar cumpăra mai multe, logic. Și eu dacă motorina urcă, urcă, mă plimb mai puțin cu mașina. Dacă e un preț mic, mă plimb mai des. E simplu. Dar asta este. Noi ne-am ales să producem mult, dar cam nu prea știm să ne... Adică nu avem desfășurată vânzarea. Nu suntem în asociații. Nu... Noi punem ce vrea Dumnezeu. Atât pot să vă spun. Deci suntem doar producători momentan. Suntem și vânzători, le facem pe toate, dar aici nu merge. Marketingul nu prea stăpânim. Asta este adevărul. Prețul unui kilogram de cartofi la poarta fermei variază între 1 și 2 lei, un nivel mai scăzut decât cel practicat în 2022. În aceste condiții, în lipsa unităților de depozitare, fermierii vor vinde la export, iar noi s-ar putea să nu mai mâncăm cartofi românești în decembrie-ianuarie sau să ajungem să plătim 8-10 lei pe kilogram.